Urmează o perioadă decisivă în privința banilor din PNRR. România a întârziat cu aproape 5 luni depunerea cererii de plată numărul 3, iar cea de-a 4-a, deși ar fi trebuit depusă până la finalul anului, acest lucru se va întâmpla abia la mijlocul anului viitor. Vorbim despre aproximativ 6 miliarde de euro, bani pe care țara noastră îi poate pierde dacă măsurile fiscale nu vor fi acceptate de Comisia Europeană. Ce măsuri ia guvernul, ne spune chiar acum colega noastră, Alina Tănase. Bun găsit, Alina! Bună ziua, bun găsit tuturor! Aproximativ 3 miliarde de euro sunt atât pe cererea de plată numărul 3, cât și pe cererea de plată numărul 4. Cererea de plată numărul 3 este prima pe care guvernul urmează să o depună la finalul acestei luni, spun surse guvernamentale. 3 miliarde de euro sunt banii pe care ar trebui să-i primim pe această cerere. Principalul jalon a fost reforma pensiilor speciale în valoare de 1,4 miliarde de euro, care a fost îndeplinit acest jalon, însă mai trebuie puse la punct anumite capitole din renegocierea PNRR, spun surse guvernamentale, și acesta este motivul pentru care încă se întârzie depunerea acestei cereri de plată. Însă, dacă ne uităm la cererea numărul 4, care ar fi trebuit să o depunem undeva spre finalul acestui an, ea se va prelungi și abia în primăvara anului viitor, chiar la începutul verii, spun surse guvernamentale, că am putea să depunem această cerere de plată. Tot 3 miliarde de euro ar trebui să ne vină și pe cererea numărul 4, însă aici, așa cum spuneai, legea pensiilor și legea salarizării sunt extrem de importante. Legea pensiilor știm că este gata deja, la finalul acestei luni ar urma să fie adoptată și în Parlament, însă problemele sunt la legea salarizării, care ar trebui să fie finalizată undeva în primăvara anului viitor, însă atenție, aici este controversa, pentru că s-ar aplica abia din anul 2025, spun surse guvernamentale, și asta pentru că dacă am aplica de anul viitor atât legea pensiilor, cât și legea salarizării, cu toate majorările cuprinse în aceste legi, România ar risca să intre în incapacitate de plată și, potrivit unor surse, atât guvernul cât și coaliția de guvernare exclud să mai vină cu un pachet de taxe anul viitor, dat fiind faptul că este și an electoral cu 4 rânduri de alegeri. Vom vedea ce se va întâmpla în continuare și dacă va reuși guvernul să-i convingă pe oficialii Comisiei Europene cu aceste legi.